Salutări, stimați tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod. Acum este 8 dimineața, iar noi suntem aici cu niște treabă. Astăzi vom încerca să spargem bariera de 20 de mii de calorii în 24 de ore. O să avem 10.000 de calorii de mâncat și 10.000 de calorii de ars. Iar ca să începem dimineața puternic, caloric, o să mergem să ne luăm 4 felii de pizza și o să alergăm până acolo, ca să și ardem calorii. Ce cap rotund am, bă! Am ars 18 calorii, wow! Aparent, la întoarcere, tot 20 de calorii am consumat. Condițiile în care am alergat de 3 ori mai repede și am consumat exact... Sincer, cred că am terminat cu arsul deja. Gata, ajung astea 36 de calorii. Pot să mă cul la loc. La feliile de pizza, parcă nu mai mi-e așa mare poftă după ce le-am văzut împreună așa, dar... Este că sunt curios. Da, nu. Nu merge. Ah. Avem pizzoiul aici. Ketchup-ul aici. Netflix-ul acolo. Apropo, se pun și caloriile din asta, că nu-i lichid. Da, e mai nașpa cu ketchup. Apropo, dacă vă întrebați la ce mă uitam, se numește Disenchantment. Wow. Avem aici niște exerciții de HIIT, 100 de calorii în 10 minute. Bă, aparent exercițiile chiar n-au fost o idee rea. Acum am făcut loc și pentru altă mâncare. Ok, hai să revenim din nou la consumatul de calorii. O sută de calorii. Gata, băieți. Acum mergem la KFC să mai băgăm încă 1000 de calorii și o să încerc să alerg până acolo. Sau măcar să merg până acolo. Și ceva de calorii, ora 1. Este destul de ok, dar nu mai pot să mănânc.
Și n-aveți idee câte chestii am cumpărat din Carrefour. Am cumpărat chestii de aproape 5000 de calorii. S-ar putea să treacă peste chiar. O să facem un calcul final acasă. Acum mergem în parc să alergăm. Cred că o să alerg și până acolo. Între timp o să mă delectez cu guma asta de copii. Stai că nu-i desfăcut. Asta n-are calorii, dar trebuia să mai descrețez stomacul. Am ajuns cu chiu cu vai până la urmă în parc. Am mai consumat încă vreo 100 și ceva de calorii. Nu mai filmat nimic pe drum, că era prea multă lume. Și cred că e timpul să mâncăm din nou. Încă 1000 de... Chestia asta are 1000 de calorii. Mănânci azi mormânt. Ceva, le termin mai târziu. Wait, what? Da, cum ziceam, atât am mâncat, deci cam 700 de calorii. Băi, și doar m-am uitat de vreo 3 ori, ca să văd dacă filmează. Dar nu m-a... Dar n-am observat că e pe dos. Mai stau puțin și după aia mergem și să facem și niște mișcare, să mai ardem și din caloriile care trebuie arse. Ce vrei? Ha? Ce te uiți? Ce te uiți la mine? O să zice... Cu? Ce te uiți? Ce vrei? Vreau să merg acasă. Bă, cred că mi-am întins un mușchi ceva. Mă doare oribil. Mi-e și frică să mai... Să mai alerg. Mi să nu rup ceva, dracu. Pe 500 de calorii. Ah, ce n-aș mai mânca să-mi băb. Deci că mănânc plastilină. Da, cred că până la urmă o să mănânc doar una. Nu vezi că e foarte elastic. Oh. A doua bucată. Este ora... Cât este ora? Este ora 5 și am ars 1000 de calorii doar din aplicații. Dar probabil o să mai fie adăugați și caloriile, pentru că practic arzi calorii și când stai și când... O să mai stau puțin, mai la un serial ceva, mai mănânc și... Mai încercăm să facem niște exerciții, presupun. Ok, de data asta m-am asigurat că filmează cu camera bună și o să mai consumăm, deci undeva pe la 700. Yeah.
Deci punga de chipsuri este gata. Cele probabil 700 de calorii au intrat în mine. O, am intrat și eu în mama ta. După cum zice un mare filozof român, o să mai băgăm ce mai aveam de băgat, ce n-am terminat. Sneakers-ul ăla și cu pernuțile alea, de le-am filmat, de le-am filmat, de nu le-am filmat. Gata, bă. Cele 1000 calorii din punga asta au fost îndeplinite. You're disgusting. Nu cred că mai fac exercițiile aia, mă duc direct la fast food. Ultima masă din ziua de azi, let's go! Eat! Eat! Cred că o să vomi dacă mai mișc picioarele. Băi, nu cred că e bine. Am început să șchiopăt. Ceva nu e ok. Stomacul meu scoate sunete ciudate și nu pare că vrea să mai existe. Ce idee proastă să mănânc KFC picant. Masacru. Vă pot spune doar atâta. Masacru. Este 11 seara. Bă, de ars calorii, sincer. Bă, eu nu mai pot mișc piciorul stâng, deci fără Caterinca. Dacă mișc piciorul stâng, țip. Hai să terminăm și șnițelul ăsta, e 12. Este 1:30 dimineața și o să mai încerc să mai are niște calorii. Încă mă mai doare piciorul, îngrozitor, dar poate pot să fac totuși exercițiile astea. Ok, nu. De ce alunec așa? Ok. Cât am făcut, mă? 5 din 10. Hai să punem 30 de calorii. Ok, cred că la partea cu arsul caloriilor am terminat-o. O să calculăm mâine, când mă trezesc, un total pentru toate caloriile care le-am consumat folosind calculatoare, că n-am ceva exact care să măsoare. Mâncăm din chestiile. Schimb și eu tricoul ăsta. Am stat toată ziua pe el pe mine. Să mai mănânc. Bă, că iese înapoi. Păi, dar nu m-a dus pe mine și pe mine capul să iau tipuri diferite. Am luat toate cu caise, păi pe-aia nici nu mai pot de mănâncă. Este exact la fel. Ora 2:30 dimineața, a 4-a sau a 5-a oară, baftă mie. Mamă, cred că tocmai mi-am atins cea mai mare greutate pe care am avut-o până acum. Și am ajuns și la sfârșitul acestui challenge. 20.000 de calorii, 10.000 mâncate, 10.000 arse. Cât am făcut eu din asta?
Hai să aflăm. Avem 6500, parcă, oricum voi vedeți pe ecran, și ars, până acum aveți pe ecran doar ce am calculat cu aplicațiile, 1200 și ceva. Dar alea sunt doar vreo 2 ore din toată ziua aia și a fost un challenge de 24 de ore. Așa că am folosit mai multe calculatoare, de fapt. Da, și rezultatul final, calorii arse. După calculatorul ăsta avem undeva la 1600, dar i-am mai pus eu un surplus de câteva calorii, pentru că, sincer, la cât am dat eu din mine ieri, cred că am ars ceva mai mult. Și rezultatul final este, să bată tobele, aproximativ 3000 de calorii! Yay! Nu știu dacă e bine, e rău, eu zic că e bine, sincer nu mă așteptam să ajung la numărul ăsta. Bine, oricum am pus mult de la mine. Bă, pentru o persoană care în principal n-are o anumită dietă, adică nu e obișnuită cu atâtea scheme cu calorii. Deci eu zic că e bine. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, share, subscribe, cu clopoțel și noi ne vedem la un nou episod data viitoare. Peace!